Cupa României de tineret la box a adunat la Brăila valorile boxului românesc. Sunt coordonator pe toate loturile, m-ar fi interesat și lotul de tineret. Dar sunt și direct antrenor coordonator al lotului de tineret. Întrebați de ce, de ce specific, de ce antrenor principal. Eu răspund de lotul de tineret. Ce înseamnă asta? Lotul de tineret în anul ăsta are cele mai mari obiective. Adică au campionate mondiale, au campionate europene și au jocurile olimpice. Și atunci tot biroul federal m-a delegat să răspund în mod special, deci să fiu antrenor coordonator la lotul de tineret. Secție pentru lotul național. Noi avem două centre olimpice. Avem unul la Reșița și unul la Brăila. Dar în afară de cele două centre mai sunt și boxeri din țară. Așa că eu îi văd cum a progresat fiecare și atunci din Centrul Olimpic de la Brăila, Centrul Olimpic de la Reșița și din cei din țară, boxeri din țară, voi forma lotul național. Lot național care acest lot îi voi pregăti eu în mod special și vor participa, așa cum am spus, la mondiale, mondiale care sunt foarte aproape, mondiale care încep în aprilie, pe data de 6 aprilie. După aia jocurile olimpice și după aia campionatul european. Misiune grea pentru Relu Auraș. Toată lumea tropă în jurul meu și toată lumea mi-a trage atenția să mă uit și la sportivul lui, să-l văd și pe ăla, că am progresat ăla, că am făcut aia. Este destul de dificil pentru că este un adevărat maraton, ține câte 3-4 ore o gală, iar eu nu pot să lipsesc la niciun meci de acolo pentru că trebuie să-i văd pe toți.